Accident fatal în nordul țării. O femeie de 58 de ani a decedat după ce mașina în care se afla ca pasageră s-a inversat pe traseu. Totul a avut loc în amiaza de 4 mai, în jurul orei 12 și 25 de minute în apropierea satului Soloneț, potrivit datelor oferite de către ofițerul de presă de la Inspectoratul de Poliție Soroca, Svetlana Talpă, automobilul era condus de un bărbat de 60 de ani. Pe bancheta din față se afla o pasageră de 58 de ani, iar pe cea din spate mai era o tânără în vârstă de 21 de ani, toți originari din Raigonul Florești. În timp ce se deplasau pe traseu din motive deocamdată nestabilite, șoferul a pierdut controlul volanului. În rezultat, automobilul a derapat de pe traseu și s-a inversat în afara carosabilului. Din nefericire, în urma impactului, pasagera de pe bancheta din față a decedat pe loc, până la venirea ambulanței. Tânăra din spate a scăpat nevătămată, iar conducătorul auto a suferit o plagă în regiunea capului și o comoție cerebrală. Pe cazul dat a fost pornit un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.